Prâslea cel voinic și merele de aur. A fost odată un împărat puternic care avea lângă palatele sale o grădină cu flori multe și rare. În fundul grădinii creștea un măr cu mere de aur. Împăratul nu apuca să le mănânce, căci an de an merele erau furate tocmai când începeau să dea în pârg. Cei doi feciori mai mari ai împăratului se hotărâră să prindă hoțul, dar într-o noapte adormiră somn greu ca de plumb și în zori merele dispărură. Supărat, împăratul se hotărâ să taie mărul. Însă fiul său cel mai mic, Prâslea, se rugă să-l lase să facă și el de pază. Când sosi timpul, Prâslea își alese un loc de pândă, bătu câteva țepușe în pământ și începu să vegheze. Pe când sta așa de pază, simți o boare plăcută și parfumată care îl adormea de-a-n picioarele. Țepușele însă își făceau datoria, înțepându-l când în ceafă, când în bărbie, ori de câte ori ațipea, astfel că rămase treaz. În tăcerea necuprinsă dinaintea zorilor, când până și vântul amuțește printre crengi, auzi un fâșuit ușor. Prâslea nu stătu pe gânduri și, potrivindu-și arcul, trase câteva săgeți spre trunchiul mărului până auzi un geamăt prelung. Curând se iviră zorile. Merele de aur rămaseră neatinse. Prâslea culese câteva și le duse la tatăl său. Mult se mai bucură împăratul când gustă merele, dar Prâslea nu se mulțumi cu atât și porni în urma hoțului. Împreună cu frații săi mai mari, care prinseseră pismă pe el și și-au pus în gând să-l piardă. Prin hățișuri și pustietăți, dâra de sânge îi duse până la o prăpastie adâncă. De-ndată, Prâslea se lăsă cu o frânghie în fundul hăului clocotitor, care îl înghiți în întunericul său. Pe tărâmul celălalt, toate erau neobișnuite. Prâslea nu se pierdu cu firea și o porni înainte. Curând, ajunse la un palat de aramă ce strălucea ciudat în lumina amurgului de sub pământ. Aici locuia un zmeu care împreună cu cei trei frați ai săi răpise trei fete de împărat. Când află Prâslea că toți zmeii erau și hoții merelor, se luă la trântă cu primul zmeu, învingându-l în luptă. Al doilea zmeu, care trăia într-un palat de argint, era parcă și mai fioros, dar Prâslea îl birui și pe el. Ultimul zmeu, care răpise pe cea mai frumoasă fată, trăia într-un palat de aur și era mai puternic decât frații săi. Acesta fusese rănit de săgeata lui Prâslea în noaptea furtului merelor. Prâslea și zmeul se luptară voinicește zi de vară până în seară și nu se putură birui. Atunci zmeul o rugă pe fata de împărat să-i dea nițică apă, să mai prindă putere. Ea însă știa cui să-i dea apă, căci abia aștepta să scape de zmeu. Opintindu-se, Prâslea învinse zmeul și tăie capul. Prâslea aduse fetele la prăpastie, iar frații săi mai mari le traseră afară. Simțind că frații săi îi poartă
Sâmbetele, Prâslea legă un pietroi de frânghie și puse deasupra căciula. Frații, ca să-l piardă, dădură drumul frânghii în prăpastie. Pe când Prâslea se gândea și plângea, văzu un balaur care se pregătea să mănânce niște pui de sclipțoi. Scoase paloșul și-l tăie în bucăți. Drept mulțumire că-i scăpase puii de la moarte, sgripțuroaica, mama puiilor, îl luă în spate și porniră până pe tărâmul celălalt. Mergând spre împărăția părintelui său, Prâslea află despre frații săi mai mari că se căsătoriseră cu fetele din palatele de aramă și argint. Pe fata din palatul de aur voiau s-o mărite cu Deasila. Ea însă găsea tot felul de piedici, căci în inima ei îl aștepta pe Prâslea. Astfel, ea promise că se va mărita doar dacă o să îi se aducă o furcă de aur care să toarcă singură. Auzind acestea, Prâslea își luă asupra-și îndeplinirea acestei dorinți. Atunci fata ceru o cloșcă cu pui de aur. Prâslea i-o trimise și fata își dădu seama că numai Prâslea a putut aduce minunățiile astea de la smei. Și-l convinse pe împărat să poruncească celui care îi îndeplinise dorințele să aducă și mărul de aur al zmeului. Prâslea se înfățișă în fața împăratului și a fetei, care îl recunoscură și îl îmbrățișară, iar frații mai mari își primiră pedeapsa cuvenită. Făcură nuntă mare și Prâslea luă fata cea mică, iar după moartea împăratului s-a suit pe scaunul împărăției și poate o mai fi trăind și în zilele noastre.